Prețul laptelui este într-o continuă creștere în contextul în care piața deja afectată de pandemie se aștepta la probleme suplimentare ale aprovizionării cu îngrășăminte și furaje și de presiunile inflaționiste ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina. Vremea rea din Noua Zeelandă, SUA și Australia se combinase deja cu creșterea prețurilor la gaze și întreruperile lanțului de aprovizionare legate de pandemie pentru a pune presiune asupra producătorilor de lapte din ce în ce mai mari, 5 exportatori, înainte de război. E ceva foarte greu, nu s-a întâmplat niciodată, nici pe timpul Ceaușescu. Nu era treaba, s-a întrăit și nu s-a întâmplat niciodată. Erau magazine mai puțin, mai asta, dar era mâncare, erau prețurile aceleași. 15 ani de zile nu s-au schimbat prețurile niciodată. În continuu, de la lună la lună se cresc prețurile, e ceva de groază. Și nimeni, toți se uită și se întreabă de ce nu se face nimic. Prețurile explodează datorită crizelor, așa că sigur că nu e în regulă. Da. Dumneavoastră, vă afectează aceste scumpiri? Sigur că mă afectează, că sunt pensionar. Ca pe orice pensionar cu o pensie medie, ne afectează. Producția combinată de lapte din Noua Zeelandă, cunoscută drept Arabia Saudită a laptelui, deoarece controlează 35% din exporturile globale, Uniunea Europeană, Australia, SUA și Argentina, a scăzut cu 1,7% în ianuarie, comparativ cu anul precedent, conform datelor brokerului de mărfuri Stonix. Producția de lapte a celor 5 producători a scăzut de la an la an, Noua Zeelandă și Australia, înregistrând scăderi de peste 6%. Îl cumpăr cu pachetul. Da. Acum? Deci consumați lapte. Trebuie să consumăm, chiar dacă se scumpește, dar ce putem face noi? Consumăm mai puțin. Da, da. Trecem la dietă și gata. Da, asta e foarte rău. Chiar nu mi-aș dori să se mai ridice, că prețurile mereu văd cresc. Ar trebui să se lase măcar așa cum sunt, mai mult nu. Viața noastră e foarte grea. Da. Că pe lângă lapte s-au scumpit mai multe și derivatele din laptele ăla. Brânză, uș și ce să mai face. Da. După începerea războiului în Ucraina pe 24 februarie, prețurile produselor esențiale au crescut în continuare. Grăsimea anhidră din lapte, un produs lactat de bază, a atins un record de 7.111 de dolari pe tonă,